producătorile de primăvară, legate de seceriș, secerișul orzului, al grâului, încheierea secerișului. De fapt, sărbătoarea cincizecimii era o sărbătoare a încheierii secerișului. Paștele începea secerișul, cincizecimea încheia secerișul. Acum, asta era luna întâi. Luna întâi din punct de vedere religios. Pentru că trebuie să știm, evreii aveau 2 ani sau 2 feluri de a începe anul. Ei n-aveau anul nou în prima zi a lunii întâi, ci aveau anul nou în prima zi a lunii a 7-a, luna Tishri, când era toamna, la 7 luni după sărbătoarea sau după sărbătorile de primăvară, respectiv Nisan era prima lor lună, iar luna a 7-a, în care erau grupate cele 3 sărbători de toamnă, Trâmbițele, Ziua Ispășirii și Sărbătoarea Corturilor, erau în luna a 7-a. Începea luna a 7-a, începea cu sunet de trâmbiță, vestea, era și anul nou numit, nu mi se dă nicio explicație, nicio semnificație, ci doar să aveți o zi de odihnă, să nu faceți nicio lucrare în ea. Era un sabat, un sabat ceremonial. La 10 zile, de ce se suna din trâmbițe? Pentru ca poporul să se pregătească pentru Marea Zi a Ispășirii, ziua 10-a. Mie mi se pare că, după ce le spuse în Scriptură, ziua 10-a era un fel de cea mai importantă zi din calendarul religios evraic. Pentru că, într-un anumit fel, sigur, am putea spune și Paștele era cea mai importantă, în sensul că amintea de declanșarea acestui lucru pe care Dumnezeu l-a făcut la eliberarea lor din Egipt, dar totuși, în nicio altă zi nu li se spunea poporului să-și smerească sufletele și cine nu își va smeri sufletul în ziua aceea va fi nimicit din poporul Dumnezeu. Apoi, ziua aceasta mai avea o semnificație specială, foarte importantă. De ce? Pentru că o singură dată pe an era ziua aceasta în care se făcea un ritual cu totul deosebit, și anume, marele preot și numai el, și numai atunci intra în locul preasfânt, în fața chivotului, în fața legii lui Dumnezeu, și făcea un ritual special cu sângele țapului pentru Domnul. Și care era de fapt scopul? După ziua ispășirii, poporul era, și nu atât de mult poporul, cât sfântul locaș, templul, cortul, era curățat. Era așa numită zi a curățirii sanctuarului. Și după ce avea loc această curățire a sanctuarului, la 5 zile după ea, ce se întâmpla? Era sărbătoarea cortului. Poporul era liber, sanctuarul era curățat, tabăra lui Israel era liberă de păcat, nu mai exista nicio acuzație, nicio spirit de vinovăție, oamenii s-au pocăit, și-au spălat hainele și sufletele în sângele mielului, cum zice Sfânta Scriptură, ne-a curățat pe toți. Aceasta este o celebrare, o sărbătorire a planului de mântuire, o încheiere a planului de mântuire și o punct culminant, dacă doriți. De aceea Dumnezeu a făcut toată lucrarea de mântuire. De ce? Ca să creeze un cer nou și un pământ nou. Aleluia. În care va locui neprihănirea. Nimic întinat nu va intra acolo. Numai cei biruitori vor intra acolo. Și ce vor ține ei în mână? Ramuri de finic. Unde, cine, când purtau ei, evreii, în sfârșit, ramuri de finic? În ziua corturilor, în sărbătoarea corturilor. Observăm, deci, că sărbătoarea corturilor reprezintă biruința finală a poporului Dumnezeu. Reprezintă ținta, destinația lor. Este acel loc despre care s-a vorbit mai înainte, sau acel moment, când se spune, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. Dumnezeu însuși va fi în mijlocul lor, ei vor fi poporul lui și el va fi Dumnezeul lor. Atunci, nu este foarte greu, este doar o logică aici, o chestiune de logică, a pune evenimentele înfățișate de Sfânta Scriptură în această ordine. Anul religios ebraic, începând cu sărbătoarea Paștelor, cincizecimea, trâmbițele,
ispășirii și porturilor, ele se repetau în fiecare an. Era un ciclu anual. Și cu date foarte bine specificate. Acest lucru este important. Acum, odată cu moartea lui Hristos, se începe un alt ciclu sau o altă perioadă, fiecare lucru la vremea hotărâtă, dar nu mai este anuală. Jertfa lui Hristos a fost odată pentru totdeauna, nu mai trebuie repetată, ci doar comemorată. De aceea Mântuitorul, cu ocazia Paștelor și chiar înainte de jertfirea sa, a instituit ce? Cina Domnului. Și a spus să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți și vă amintiți de moartea Domnului până va veni El. Observați care este ciclul. Ciclul nu mai este anual, ci ciclul este istoric de data aceasta, îi zicem noi, escatologic. Adică reprezintă sfârșitul lumii, venirea lui Hristos. Așa cum toate sărbătorile din Vechiul Testament ținteau spre prima venire a lui Hristos, noi care trăim după prima venire, ne uităm spre a doua venire a lui Hristos, când El va reașeza din nou toate lucrurile. Și dacă Paștele reprezintă moartea lui Hristos, ce-a fost la 50 de zile după moartea lui Hristos? Ce-a fost? Ceva similar cu darea legii. Când Dumnezeu s-a coborât în foc și pe muntele Sinai, în auzul poporului. Și ce a zis poporul după ce a ascultat legea? I-a apucat frica și au zis să nu ne mai vorbească Dumnezeu. Vorbește-ne tu, Moise, că dacă ne spune Dumnezeu, murim. Ce s-a întâmplat cu ei? Și-au dat seama că sunt păcătoși și nu pot să stea în fața unui Dumnezeu Sfânt. Ce-au pățit oamenii în ziua cinzecimii, când Duhul Sfânt s-a coborât, s-a auzit un tunet, vuiet și limbi s-au împărțit de foc peste fiecare, ca niște trăznete s-au împărțit peste toți și ce făceau? Vorbeau în limbile în care oamenii ascultau. Și ce-au? Ăsta este efectul. Care este efectul? Ce-au zis oamenii? Fraților, ce să facem? Suntem terminați. Ce să facem? Mai e ceva de făcut. Și care a fost mesajul? Dumnezeu vă iartă. Pocăiți-vă. Fiți botezați. Și veți primi darul Duhului Sfânt. Și darul acesta este numai pentru voi și pentru oricât de mulți va chema Domnul. Asta a fost cinzecimea. Un eveniment istoric. Nu s-a mai repetat în istorie. El a început atunci și Duhul Sfânt a fost lăsat. Zice, nu vă voi lăsa orfani, vă voi trimite un alt mângâietor, Duhul Adevărului, care rămână cu voi în viață. Făgăduința asta este pentru voi, pentru urmașii voștri. Deci observăm că sărbătorile din vechime își au corespondentul într-un eveniment istoric și profetic din Noul Testament. Celelalte sărbători de toamnă, așa cum s-a spus, aici este aici. Aici ne, să zicem așa, diferențiem unii de alții, cum le aplicăm și cum le interpretăm. Dacă e vorba de trâmbiță, trâmbița apare în Cartea Apocalipsei. Dacă e vorba de ramuri de finic, ramurile de finic apare în Cartea Apocalipsei. Dacă e vorba de o zi hotărâtă, sau de un calendar, acestea apar în Cartea lui Daniel și în Cartea Apocalipsei. Aceste două cărți profetice, alături de Evanghelie, și Domnul Hristos face referire la Cartea lui Daniel. Cine citește să înțeleagă. Cartea Apocalipsei spune, ferice de cine citește, ascultă și împlinește cuvintele, căci vremea este aproape. Vremea. Sărbătorile din vechime erau toate la vremea hotărâtă. Cartea lui Daniel și Cartea Apocalipsei ne vorbesc de vremuri hotărâte de Dumnezeu. Când Dumnezeu a hotărât, tăiați copacul. A fost tăiat. În vorba de Nebucadnețar și împărăția lui. A fost tăiat. La fel spune Dumnezeu despre poporul. 70 de săptămâni au fost hotărâte sau tăiate. Spune o altă versiune, un alt sens al cuvântului. Au fost hotărâte. Adică s-a stabilit acest lucru. Și îi spune și începutul ca să-i poți calcula sfârșitul. Să știi, dar și să înțelegi. Că de la darea poruncii pentru zidirea din Noua Ierusalimului, până la unsul, la Mesia, vor fi 62, 7 și încă
una. Da? Erau împărțite în trei, dar 70 de săptămâni. Astfel, Hristos a venit cum? La împlinirea vremii. Când a venit împlinirea vremii, Hristos, care împlinirea vremii? Păi împlinirea profetică, despre care vorbește Daniel. Toate la vremea hotărâtă. Același lucru se spune despre curățirea sanctuarului ceresc. Tot în cartea lui Daniel, tot în aceeași profeție, când se spune 70 de săptămâni au hotărâte sau tăiate pentru poporul tău, după ce s-au terminat cele 70 de săptămâni, Israel nu a mai fost poporul legământului. Dumnezeu a încheiat legământul, nou legământ, cu ucenici. Acesta este sângele meu, sângele legământului cel nou. Nu mai era legământul cel vechi, de la muntele Sinai. Era legământul cel nou, făcut în sângele lui Hristos. Înmuirea lui. Da, putem spune și așa, că este un legământ veșnic, care a fost dat evreilor în anumite condiții și termeni, și apoi el a fost, același legământ veșnic a fost reînmuit cu cei care l-au primit pe Hristos. Tuturor celor ce l-au primit, l-a dat dreptul să facă copii al lui Dumnezeu. Dar, mă refer la timp, la profeție. Tot cartea lui Daniel spune, până vor trece 2300 de seri și dimineți, atunci va fi Yom Kippur, sau ziua ispășirii, curățirea sanctuarului. Și Sfântul Locaș va fi curățit. Păi tot de la aceeași dată, 457, dacă socotim 2300 seri și dimineți, însemnează tot atâția ani, în realitate, o zi, în profeție, este un an, însemnează anul 1844. Este data în care Hristos a intrat în a doua despărțitură a sanctuarului, ca să facă slujba de zi a ispășirii. Și de atunci vorbim de ziua judecății. Atunci se predică ceea ce spune Apocalipsa 14. Am văzut un înger zburând prin mijlocul cerului cu o Evanghelie veșnică. Evanghelia nu a fost inventată la 1844, nici anul acum 2000, ci este Evanghelie veșnică. Este planul cel veșnic al lui Dumnezeu. Dar să o vestească, ce să spună de fapt? Temeți-vă de Dumnezeu, dați-L slavă, că ce a sosit ceasul judecății lui. Și închinați-vă evoluționiștilor, închinați-vă celui ce a făcut cerul, pământul, adică păziți sabatul, zilea a șaptea. Oamenii, creștinismul au uitat de această sărbătoare a Domnului și ține o altă sărbătoare. Pentru că pe cine să cinstească? Pe soare. Soarele este ziua soarelui. Duminica este ziua soarelui. Sabatul este ziua creației.